Încă poate avea gustul copilăriei, soiurile de caise și piersici autohtone făcute la stațiunile de cercetare din țară redau aroma vremurilor de altădată. Este și cazul stațiunii de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură Valului Traian din Constanța, care și-a deschis porțile pentru o degustare de zeci de soiuri de caise, piersici și nectarine crescute și ameliorate și create în pământ românesc, dobrogean. De aici fermierii din toată țara și nu numai, dar și simpli oameni care își doresc fructe cu aromă deosebită în propria curte, se aprovizionează an de an cu pomi roditori. Surse bogate de antioxidanți și pline de vitamine, caisele și piersicile sunt gustarea perfectă pentru vremurile caniculare pe care le traversăm. Savuroase, cu aromă inconfundabilă, mai crocante sau mai zemoase, fructele de sezon cuceresc pe loc pe oricine, mai ales atunci când soiurile sunt pentru toate gusturile. Cum e? Dulce? Are pulpa roșie? Pulpa roșie, da. Sanguino. Gustos? Da. Mădălin este un simplu consumator și a venit tocmai din București, special pentru degustarea organizată la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură din Valul lui Traian, Constanța. Toate arată super bine. Contează estetica? Contează, da. Sunteți fermier? La raft ne ghidăm... Nu, sunt fermier. Sunt consumator? Da, sunt consumator. Și la raft vă ghidați după cum arată după produsul? După cum arată produsul în primul rând, da. Și apoi îl gust și mă conving dacă mai cumpăr sau nu. Să aibă gust în primul rând. Păi asta vrem. Nu, dar... știți, la raft îl luați după cum arată? Ne bazăm că fructele românești au gust. Și aleg fructele românești. Ce avem astăzi aici, domnule director? Avem în spate... După cum vedem, foarte multe soiuri de cais care se coc în această perioadă. În unitatea noastră, să știți, găsim 400 de soiuri de cais. Dar în această perioadă, chiar în această zi, ele au fost culețe dimineață, avem în jur de 30 de soiuri de cais. Avem și piersic, știți, care majoritatea dintre aceste soiuri sunt create la noi în stațiune. Și nectarinul, și fructele plate, care le știți, atât de piersic, cât și de nectarin plat. Deci avem, să zic așa, foarte multe lucruri create în ultimii 48 de ani. Creăm soiuri noi de cais și piersic, după care le dăm spre vânzare, să zic așa, fermierilor, mai exact, și fermierii își fac plantații pomicole, iar aceste fructe trebuie să se regăsească în magazinele din România. Noi avem soiuri, la ora actuală, care se regăsesc în cultură. Este foarte important acest lucru. Un exemplu de asemenea soi este Olimpul. Olimpul este creat la noi în stațiune, este un soi de cais foarte bun, se coace cam în această perioadă și pot să spun că se regăsește în România pe câteva mii de hectare. Culese și puse în coșuri pentru a putea fi notate în funcție de preferințe sau luate direct din pom, fructele i-au cucerit și pe studenții de la horticultură care acum se gândesc chiar să înființeze propriile livezi de caise și piersici autohtone. Sunt unele care... sunt foarte bune la gust. Și unele care sunt mai seci puțin, dar ne-au explicat domnii că s-a irigat și ținând cont s-a irigat acum, sunt mai apite. Nu au gustul atât de profund. Dar în mare parte sunt foarte bune. Intenționați să continuați în horticultură? Mai degrabă pe cultură mare, pe agricultură. De ce cultură mare? Aveți acasă fermă, da, ceva? Părinții au... Deci veți continua munca părinților, cum ar fi? Da. Acum, dacă se va ivi ceva și pentru o livadă sau o viță de vie ceva, poate n-aș spune nu, dar trebuie găsit loc. Cais, piersic? Vă atrage? Cred că cais, mai cais. Mult. E o varietate destul de largă aici. Multe soiuri și multe românești, că aici e vorba chiar de soiuri românești la această expoziție. Ce mănești aici? Ce soi este? O piersică plată. E preferata mea, dintre mele, deși este un pic mai tare așa, foarte gustoasă, aroma se simte foarte bine. Puțin dulceagă. Mi-ar plăcea mult pomicultura, dar mă atrage și peisagistica rurală. Ce piersică este aceasta, doamna Gavăt? Este Mimi, una dintre creațiile stațiunii noastre. Este o piersică de industrie
din care se prepară niște compoturi și niște dulceturi delicioase. Ea poate fi însă consumată și în stare proaspătă. Urmează să o fie recoltată în câteva zile. Unul dintre soiurile de mare succes, sunt mai multe, ați văzut biodiversitatea, există tipuri de piersic cu pulpa galbenă, cu pulpa albă, cu fructul plat sau așa numitele piersici sandwich. Sau cele sângerii. Sau cele sanguine, da, care sunt la mare căutare. Seamănă foarte mult cu piersica din copilărie. Mă bucur. Ele se fac și mai mari? Da, da, se fac și mai mari. Pentru că a fost secet, au rămas așa micuțe? E producție foarte mare, ar fi trebuit rărite, da? Este o lucrare care se execută manual. N-am avut forță de muncă pentru a efectua această lucrare. Din această cauză au rămas mai micuțe, dar sunt gustul compensează. Foarte gustoase sunt, da. Sunt savuroase, da, sunt delicioase. Și cam care este producția la soiul acesta? Pe pom 30-40 de kilograme în funcție de an. Deci este productiv. Soiul acesta este și rezistent la principalele boli ale piersicului, la tafrina mai ales. Este o boală cu care de care se lovesc mulți producători de piersici, dar este genetic rezistent la această boală. Uite, domnul pleacă cu lădițele. Da, că semn că sunt apreciată. Semn că sunt apreciată. Cum să nu fie apreciată, da, o astfel, da, de piersică, da, cu gust? Da. Cu ce mergeți acasă, să zicem? Cu tortițe, cu nectarine, cu piersici. Da. De ce ați ales tortițele? Că îmi plac mult. Sunt adică foarte dulci, sunt gustoase. Sunt crocante, dulci și gustoase. Da, da, da. Soiurile acestea românești de piersici și de cais, de aici, de la stațiunea de cercetare din Valul lui Traian, ajung, iată, și în plantații private. Un fermier este alături de mine. Bun găsit! De ce bună ați venit ziua, astăzi aici? Ziua. Avem o fermă de aproape 10 hectare cu cais din soiul Augustin. Cais din soiul Olimp. Olimp. Am auzit multe lucruri bune despre Olimp. Da, este foarte bun pentru că se fac foarte mari și sunt foarte gustoase și se dau după sâmburile, nu este atașat de cais. Sâmburile cade singur, practic. Da. Să vedem și gustul. 10 hectare ați spus, nu? Da, de 10 livadă. Hectare. Am undeva la 4 hectare doar de piersic din soiul cardinal. Am și Filip, piersică turtită. Astea sunt foarte dulci. Da, sunt foarte dulci și foarte, și destul de foarte crocante, bun. Nu? Da, acum da. Sunt tari, dar ele se mai... Da. Nu uitați cum... Sunt foarte dulci. Mai avem soiul Independence de nectarină. Pe lângă Independence mai avem Roma Mer 2, care este un soi foarte bun, Fantasia, tot la nectarin. Toate sunt soiuri românești, făcute la stațiune, obținute la stațiune, pe care le și recomand privaților. Dacă aplici o tehnologie bună și irigații, faci producții de peste 25 de tone la hectar. Anul acesta am avut producții de peste 35 de tone la hectar. La 10 hectare, vă dați seama, a fost livrați, o supraproducție. Vindeți și în piață, dați vindem și la în toată țara, de exemplu, țara. Astăzi au vinde la Focșani, mâine vinde la București. În plus, caisele și piersicile românești se pretează bine și pentru industrializare, în gemuri, compoturi sau dulcețuri. Vorbim și de procesare din caise și piersici. Doamna vine tocmai din județul Tulcea, Slava Rusă. Slava Rusă. Ce este faceți, doamna, din caise localitate și din piersici? Ce minunății faceți? Am început să prelucrăm caisele și piersicile, în principal de aici, de la stațiunea de cercetare din Constanța, pentru a obține nectar. Este un nectar special, fără zahăr, nectar de caise, nectar de piersici. Sunt produse pe care noi le găseam în copilărie. Ia, trebuie să-l agităm așa un pic. Da. Este pulpa întreagă de caise, făcută piure, din care obținem acest nectar. Smoothies, nu? Ceva de despre de care noi îl spunem că are gustul copilăriei. Da, ne amintesc de așa ceva în copilăria mea. Foarte bun. Indiferent că este vorba de procesare sau fructe proaspete, fermierii sunt nevoiți să țină pasul cu noile condiții climatice.
Anul acesta s-au apucat cu aproape o lună mai devreme de recoltat sau procesat, pentru că perioada de maturitate a venit cu peste 20 de zile mai devreme față de data considerată până acum optimă pentru aceste lucrări.